la Europa FM. Bună ziua copii, bună ziua părinți, sunt Mirela Retegan, sunteți la o nouă ediție a Antrenorul Părinților aici la Europa FM. În fiecare duminică de la ora 11 încerc să aduc în atenția dumneavoastră oameni speciali care au trăit și trăiesc o experiență de relație cu copiii pe care o vrem model pentru noi, pentru relațiile pe care le avem cu copiii din viața noastră. Invitatul meu de astăzi s-a născut într-o familie de muzicieni, s-a născut într-o familie în care pedagogia și muzica l-au urmărit toată viața. Este născut în Timișoara. Mama lui este profesoară de pian și dirijor de cor, iar tata a fost coris la Filarmonica Banatului din Timișoara și profesor de clarinet la Liceul de Muzică din oraș. Este muzician, antreprenor, activist ecologist, este realizator de programe radio și profesor de percuție. Zoli tot, Zoli de la Sistem este invitatul <laughs> meu de astăzi și înainte de orice este tatăl la două fetițe absolut superbe, Timea și Patri, pe care eu le cunosc încă de dinainte da, se naște. Bună dimineața, Zoli! Bună dimineața, Mirela! Mulțumesc frumos pentru invitație! Cu mare drag să știi că săptămâna trecută am fost la Timișoara. E, e absolut o întâmplare că s-au legat așa întâlnirile. Duminica trecută eram în Timișoara și mă vedeam acolo cu niște oameni cu care punem la care niște proiecte zurli. Duminica asta sunt cu un timișorean din București, în toată România și către toți românii de pretutindeni. Oamenii e frică, unde o să fii duminica viitoare? <laughs> Oamenii te știu în continuare drept Zoli de la Sistem pentru că ne-ai intrat în suflet cu acel proiect și mulți ani la rând ai reprezentat un reper în muzica românească și în ideea de echipă într-o formație muzicală. Ce face Zoli de la Sistem în 2021, după un an și ceva de pandemie? Se joacă în continuare ca un nebun, ca atunci când era la Sistem. Ca atunci când oamenii credeau că eu de fapt sunt un indian, știi că Zoli de la Sistem mă se nume de indian, nu -i... Nu există în buletin niciun rezolvi de la sistem. Unii au crezut că așa mă cheamă, efectiv. Miră, uh, zori, zori. Sunt, uh, sunt bine, sunt la fel de nebun precum ne-am cunoscut acum 20 de ani. Uh, îmi place în continuare să cânt, îmi place să, concert, să concertez, îmi place să merg în turnee, îmi place să mă întâlnesc cu oameni, îmi place să mai și necăjesc pe oameni. Uh, nu mai sunt chiar atât de încăpățânat pentru că cu trei fete în casă nu prea mai ai curajul să comentezi chiar așa de mult. Și, per tot, sunt bine, sunt ok. Astăzi vorbim la Europa FM, la antrenorul părinților, cu un tătic care recunoaște că în fața a trei fete trebuie să te supui majorității. Corect, e minim trei fete. Minim trei fete. Da, Cum? pentru că mai vine și soacrăta și vine și maică mea și atunci sunt cinci. Și dacă nu și mi la masă, pot să plec liniștit. Vai de capul tău! Hai. Dar uite că am rezistat, adică am deja niște ani în formula asta și totuși pe, pe baricade. Are... Timea are 12 ani? 12 ani, Mirela. 12 ani, doamne. Fantastic. Cum s-a schimbat viața ta odată cu... ți minte -mi că la uh, uh, unul dintre primele misiuni pe care le-ai făcut în uh, Muzeul Satului, am venit cu Timea și am o și pe Prima și video pe canalul tău cu o, o căsuță mică. Exact. Prima filmare cu Am o căsuță mică v-are invitați pe tine și pe Iuliana Tudor, da. cu copiii voștri. Timea, cred, nu știu dacă o aveai pe Patricia, probabil. nu o era... aveam pe Patricia. Timea era o aveam foarte, dat, foarte, foarte mică. mică. Nu știu, era mică, era foarte, foarte mică. Și da. ăla este videoclipul cu cele mai multe vizualizări în România al unui cântec pentru copii. Stai, vreau să, vreau să corectez. Și al meu cel mai vizionat. <laughs> <laughs> și, al, și al tău e cel mai vizualizat video Adică e mai, e mai vizualizat decât un, un clip uh, sistem. Decât ăla care a câștigat Eurovizionul? Clar, da. Păi Am în 2005 înțeleg. cu promovarea pe internet nu era chiar... Uh... Deci zoli de la sistem când îl întreabă cineva care este clipul tău cu cele mai multe vizualizări... El o să clar, spune... Gașca Zoli, o căsuță mică. Am o căsuță mică. Da, <laughs> Cum s-a schimbat viața ta odată cu venirea fetelor pe lume? Uh, Au fost mai multe etape. A fost erai în vârf. Erai, uh, Bă, de ce uh, vorbești la trecut și acum sunt în vârf? Acum ești în alt vârf. Da. <laughs> dar atunci, atunci erai în vârful în care toate fetele uh, își doreau să bea o cafea cu tine. Și acum Mai la fel, să știi. Te muntai... <laughs> <Acum> e adevărat, <laughs> sunt mai mature, dar. <laughs> S-a schimbat doar targetul. Aveai foarte Am. mult succes, te plimbai dintr-un oraș în altul, erai de la un concert la altul. Vreau să știi că n-a fost ușor. N-a fost ușor pentru că mi-am dorit... Eu chiar mi-am dorit să fiu alături de copii. Mi-am dorit să-i văd cum cresc. N-am vrut să mă privesc de această satisfacție și de această bucurie. Și dacă ți amintești, de s-a născut în 2009 și în România a venit criza economică undeva prin 2011, ceva de genul ăsta, 2012. Și atunci concertele s-au mai rărit, nu cum s-a blocat acum, dar nu -am, am mai avut 80 de concerte în 8 luni, aveam doar 50 de concerte în 8 luni, ceva de genul ăsta, știi. Și... Uh, na, am, am, apucat, am apucat să le văd dar nu, nu, este, nu, este, ușor, mai ales când copilul plânge noaptea la 4 dimineața și tu la 6 pleci în turneu și ai un drum de făcut de 600 de kilometri. Menționez anul 2010 când transportul pe calea aerului era foarte limitat în România, adică de la București se zbura în două direcții, către Cluj și Timișoara și cam atât. Deci dacă aveai concert la, nu știu, la Suceava, ai tras bățul mic, înțelegi? Și era obositor. era obositor. Era dar în același timp aveai satisfacție când, când te întorceai acasă. M-am bucurat că am putut să fiu alături de, de copii, să fiu în pozele cu ei, pentru că am, am prieteni care nu pot să-mi arate poze cu copiii crescând, muzicieni. Ai, ai prieteni muzicieni care nu au poze în albumul lor de familie? Nu, nu apar prea, prea apar în albumul lor de familie, da. Nu prea apar. Bineînțeles, datorită datorită meseriei și, na. Dar eu mă bucur că am, am, am reușit să mi împart timpul și proiectele în așa fel încât să, să am despre ce povesti acum. Ier Pentru fost... că contează mult, crede-mă, contează foarte mult să ai despre ce povesti. Stai, e ficționa. i-am dat, i-am și zis, du-te. <laughs> Ieri a fost Ziua Internațională a Familiei și chiar sunt curioasă uh, ce înseamnă pentru tine familia? Cine face parte din familia ta? Uite, eu mi-am dat seama. Insistă, stai o secundă. Dar răspunde. Uh... O să fie pentru prima oară în istoria acestei emisiuni în care un soț vorbește cu soția în timpul emisiunii. Păi nu, că tocmai am dat refuz, deci probabil nu o să mai vorbesc ceva timp. <laughs> <laughs> ok, Ai ratat șansa de a vorbi. Da, am avut ocazia <laughs> să, să, să tac ta. și am făcut-o. Uh... Ce, ce e mă, fa... Care e la întrebarea? Ce e familia pentru tine? Poi, ce Cine e pune? familia pentru tine? Bine, așa. Înseamnă foarte mult. Nu știu, asta cu familia este totul, fără aș muri și chestii de genul ăsta, poate de multe ori sună pompos, dar chiar contează mult pentru mine familia, pentru că uh, familia a fost alături de mine în, uh, în uh, momente grele pentru că nu este ușor să pui punctul unui proiect după 15 ani. În vârful succesului. În vârful succesului. Adică, tu știi că noi ne-am retras pentru că am vrut să facem și altceva. Am fi putut să cântăm foarte bine până astăzi. Dar nu, nu este ușor. Nu este ușor să ai lângă tine un muzician care la fiecare 2-3 ani uh, face un alt proiect, se angajează, merge cu capul înainte, își uh, inventează job-ul din uh, an în an. Uh, sunt recunos, nu sunt o persoană cu, alături de care poți să trăiești foarte, foarte ușor. Uh, nici nu cred că te plictisești, dar nu e ușor. Eu mi-am dat seama... Și eu am da seama. Da. -a, 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 a contat foarte, foarte mult. A, a contat foarte mult. Dar acum, în ultima vreme, contează foarte mult fiecare cuvânt pe care îl spun și fetele. Adică am piesă la care vin și îmi spun, tata, da, e super piesa asta. Și le pun la și zic, mi-a zis odată tine, la asta mi-ai putea să lucrezi. Aha. Asta. Că mi-am luat piesa, am ascuns-o, nu am mai spus, n-a arătat-o nimănui niciodată. Da. Dar, dar nu-i vorba numai despre muzică, este vorba și despre sănătate, este vorba și despre cum mănânci, cum îți petreci timpul, cum îți împarți agenda în așa fel încât să să fim toți împreună, știi că noi suntem genul de familie care chiar ne place să mergem împreună și ne simțim bine împreună. Mai, mai ales în afectați. ultima vreme. Cum v-a afectat pandemia? Cum v-ați descurcat în perioada asta? Nu ne-a afectat foarte tare. Asta e o, o veste anului. foarte bună, sincer. Nu ne-a afectat foarte tare. Pentru că uh, pentru că cel puțin în în prima perioadă a pandemiei uh, pentru noi nu era lucru străin să fim împreună tot timpul. Da? Nu uh, v-ați trezit cu copii pe cap uh, din senin și 24 da. de... Nici nu pot să zic că a fost foarte ușor de unde știi că ai toți copiii, ai copiii plecați la școală între 8 și 4 și acum brusc erau non-stop. Da, trebuie să-și gestionez timpul puțin altfel. Dar nu noi avem noroc și cu faptul că fetele au niște activități extracurriculare constante de câțiva ani pe care nu le-au întrerupt. Vezi, nu știu, Orele de pian, orele de chitară, mersul la gimnastică, iar chestiile astea s-au întrerupt pentru o perioadă foarte scurtă. Uh -huh. Adică atunci au fost șapte săptămâni de lockdown sau opt săptămâni când într-adevăr n-ai avut ce să faci. Punct, asta e. Dar atunci, uite, atunci am făcut niște chestii pe care le făceam mai rar, să ne jucăm tot felul de. nu te nu supăra, frate, de uh, puzzle-uri, de nebunii de genul acesta, să gătim împreună. N-am gătit niciodată împreună, toți patru. Știi? lucruri am, 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 avut o ședință de familie cu Ioana în care am stabilit că avem o singură variantă, să facem să transformăm un dezavantaj în avantaj okay. și să încercăm, hai să ne distrăm cât putem de mult, cât se poate. Și da, am reușit. Asta Cine nu e, Cine e ce cel relaxat? Să în familia perfectă în care totul a fost numai lapte și miere. Nu e genul meu de poezie și nu o să fac niciodată. Fac parte din categoria oamenilor normali, care au și uh, multe bucurii, dar au și câteodată mici certuri, uh, discuții în contradictoriu, etc. Deci nu, nu vreau să cad nici în partea cealaltă. Dar a, pentru mine a fost ok că am decis să lansez albumul, de exemplu. Uh, Ioana a lucrat de acasă Fetele, de exemplu, fata cea mare a făcut foarte mult pian cu maică mea de la Timișoara, online, ceea ce nu făcuse niciodată până atunci. Deci pentru ele, de exemplu, conectarea cu bunicii de la Timișoara a fost o oportunitate. Pentru că atunci când sunt la 600 km și vin de trei ori pe an, asta e. Dar acum s-a văzut zilnic. Știi? Adică a fost, a fost un plus pe punctul ăsta de vedere. O să revenim la, la muzica din viața copiilor și la felul în care ți-au ghidat ai tăi uh, pașii atunci în copilărie când a trebuit să iei niște decizii. Dar n-aș vrea să ne îndepărtăm acum pentru că ai adus tu aminte despre momentul în care trupa sistem s-a uh, oprit. În vârful succesului, și uh, aș vrea să le amintim puțin uh, celor care ne ascultă, după tot succesul cu Eurovision și tot ceea ce ați trăit voi uh, pe scenele din România și nu numai, uh, ce v-a venit așa deodată. Zoli, toată de la Sistem, este la Europa FM în acest moment, pentru cei care au deschis puțin mai târziu radiourile. Mirela! Uh... În anul 2011, a început să se difuzeze la radio un gen de muzică care nu ne plăcea. Hai să o luăm așa. Și nu se potrivea cu ceea ce voiam noi să cântăm. A apărut un curent din asta de reggaeton, de în care nu se regăsea niciun din membrii formației. Probabil știu destul de mulți ascultători că noi, fiecare dintre noi, am terminat Academia de Muzică din Cluj. Noi aveam deja o meserie. Noi puteam să supraviețuim din muzică făcând și altceva, nu neapărat împreună, în formula sistem. Și mie mi-a plăcut foarte mult această convenție pe care am avut-o între noi. Păi, noi facem treaba asta cât timp ne simțim bine. Noi am făcut trupa pentru că ne-am simțit foarte bine împreună, nu ca să facem niște bani. Și după niște ani în care ne-am distrat de. n-am mai putut. Înțelegi? Au început să vină și banii. Foarte bine, mulțumim frumos, dar nu a fost primul lucru care ne-a interesat. Și poate de asta am și rezistat 15 ani împreună. Totuși, 15 ani nu sunt foarte multe trupe care să pot lăuda cu asta. 15 ani, 11 number one-uri, vreo 4 albume, am reprezentat România. Zic eu cu succes, nu numai la Eurovision, și la Stockholm, și la Berlin, și în Singapore, și în Santiago de Compostela, și în Ungaria. Și am încercat să, să ne respectăm meseria asta și tot timpul să nu uităm niciodată că tre noi trebuie să ne distrăm. Că noi de asta suntem împreună. Să ne distrăm noi, pentru că dacă noi o să ne distrăm, cu siguranță o să ne distrăm și pe alții. Pentru că dacă tu nu te distrezi, nu ai cum să-i distrezi pe alții. Dacă tu nu zâmbești, nu ai cum să ceri zâmbete de la alții. Și într-o zi ați simțit că lucrul acesta nu se mai întâmplă. N-a fost o decizie de la o, de la o zi la alta, dar am, am simțit care este curentul în industria muzicală din România și primele gânduri am început să le avem undeva prin 2011. Iar pe data de 4 ianuarie. Uh, 2012 am trimis un comunicat de presă în care am anunțat că pe data de 22 septembrie va fi ultimul concert al formației sistem. Dar fără să fim certați, deci fără dat, să avem probleme un, între un, noi, Aproape un avans, un, 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 an de avans. Aveam deja contractele semnate. Ok. Eram o trupă care aveam concerte destul de, de mult. Eram, atunci a fost ultimul concert pro-istoria fest. Dacă mai minte. Da, da, minte. A, a fost și noi acolo. Da. Și uh, am zis, băi, uite, asta este data, este ultimul, uh, ultimul concert. Pentru moment am zis, nu o să ne mai întâlnim niciodată. Nu ne-am uh, certat, nu ne-am înșelat iubitele, nu? adică a fost, așa a fost. De drept dovadă că și astăzi la câți ani sunt, nu știu câți ani sunt, de, 2022, sunt Aproape 9 zi. ani. Da, la 9 ani distanță, ne dăm mesaje, fani între noi și avem un grup al nostru, Sistem. Ce -a deci a rămas, <laughs> a rămas un grup pe WhatsApp. Cum? Sistem a rămas un grup pe dată. WhatsApp deocamdată. Oricând poate să iasă de acolo, să da. urce pe o scenă. Avem Asta mi se pregătirea pare. necesară, dar încă n-am încă fost destul de... De motivat să o facem. Adică ne-am întâlnit. De exemplu, ne-am întâlnit în, și... în. nu mai știu când, în februarie și ne-am întâlnit, bă, hai să vedem ce mai facem, bem-o, sunt tot felul de idei. Încă cotroaia apucat-o, e... Zoli. Gata, s-a închis. E, e foarte important. Sunt oameni care se tem, rămân într-o zonă de confort, chiar dacă nu mai simt nicio creștere, pentru că e sigur, este comod. Nu e ușor să închizi niște porți și să te trezești în fața lor gândindu-te. Pe ce drum o apuc? Nu am avut problema asta. Mă cunoști de. Eu te cunosc, dar vorbim pentru toți oamenii da. care nu te știu. Uh, în, moment, în momentul în care, în care am încheiat, uh, să zic așa, socotelele cu sistem, eu uh, aveam o companie de evenimente respectată în România, uh, împreună cu Anca Lupeș și. Făceam niște proiecte foarte, foarte frumoase. Pentru diferiți artiști, pentru diferite companii, pentru promovarea turismului în România, pentru școli de impresariat, etc. Și era un business. Timp, era o afacere deja. Da, 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 da. Și în același timp îmi doream foarte mult să, să cânt din nou ceea ce învățasem în facultate, și anume muzică clasică. Și încă din 2011 eu am început să cânt în festivalul Enescu, în colaborări cu Filarmonica din Timișoara, cu Filarmonica cu Orchestra Radio din București. Începeam să am colaborări tot mai serioase din punct de vedere al muzicii clasice. Și lucru care în timp s-a dovedit că am făcut foarte bine, pentru că așa am apucat să particip la patru ediții de festival Enescu, în calitate de solist. Am reușit să fac cu Adrian Linescu o piesă de teatru care se numește Dosarele Bach în regia lui Ducu Darie și scenografia Puiu Neculai. Ce frumos e uh, prins pe amândoi. Și pe da, da, Adrian Nescu. Da, și pe Am avut onoarea să, să lucrez cu o echipă fantastică și vreau să spun că această piesă a avut un succes enorm la public. S-a jucat non-stop cu, cu Casa Închisă și da, a fost, a fost un, un, proiect care, 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 a atras atenția și nu a trecut neobservat în, în peisajul cultural din București, mai ales. Zoli. În fiecare ediție, noi avem o rubrică și va trebui să te opresc, pentru că noi în fiecare duminică ducem părinții la psiholog. Bun. Tocmai pentru că vrem să ne obișnuim că nu e o rușine să cerem ajutor atunci când avem nevoie. Da. Uh, un alt uh, român drag mie, Gașpar Gheorghe, psihologul acestei emisiuni. Asta, asta e o emisiune cu doi unguri și o, român, și o româncă, nu? Și o cvazi româncă. Uh, uh, Gașpar uh, e prezent în fiecare ediție și eu îi adresez câte o întrebare care vine de la ascultător și el ne ajută cu răspunsul specialistului. După care ne întoarcem aici cu Zoli, tot, Zoli de la Sistem, pentru că eu vreau să știu cum a fost copilăria ta cu doi profesori de muzică în casă. Cum ai ales tu acest drum și ce faci pentru fetele tale din acest punct de vedere? Și aș vrea să îi ajutăm pe părinții care au acasă copii pasionați de diverse instrumente, care vor să se facă artiști, cântăreți și care nu știu încotro să o apuce și cum să-i ajute, să afle cât mai multe din experiența ta personală ca să poată să ia niște decizii pentru copiilor. Ne întoarcem, Zoli, ne ducem acum la Gașpar și la rubrica din fiecare duminică cu părinții la psiholog la Europa FM. Gașpar, bine te-am găsit! Mă bucur tare, tare mult să ne reauzim, Mirela, da, aștept dimineața de duminică. Aha, ce drăguție Asta, Astăzi vreau să le ajutăm pe mamele care trec prin sentimentul că nu sunt mame bune. Probabil că fiecare mamă care ne ascultă a avut cel puțin o dată în viață acest sentiment. Cum fac atunci când simt că nu sunt o mamă bună pentru copilul meu să depășesc asta? De cele mai multe ori părinții și în special mamele ajung la concluzia asta atunci când le este greu, atunci când trec printr-o situație de criză, atunci când se întâlnesc față în față cu un comportament dificil din partea copilului, pentru că de regulă oamenii nu se gândesc la faptul că nu sunt părinți suficient de buni atunci când relația cu copilul e ok. Și înseamnă că mama respectivă, dacă spune asta că nu sunt un părinte suficient de bun, efectiv trece printr-o perioadă foarte dureroasă, foarte sensibilă. Poate își dă seama că a greșit, că a țipat, că a lovit, că a fost neimplicată sau din contră, că a fost mult prea posesivă cu copilul. Și acest gând, de regulă, este activat de o emoție. De emoția de vinovăție, de emoția de rușine, de emoția de frică și e important să mă uit dincolo de gând să văd ce sentiment trăiesc. Și în momentul în care mi-am dat seama care este emoția care a stărnit acest gând, să-i fac un pic de spațiu acelei emoții în sufletul meu, în universul meu interior. Pentru că dacă fac asta, o să-mi dau seama că, dincolo de faptul că nu sunt mereu o mamă suficient de bună, sunt și momente în care mă descurc extrem de bine, în ciuda faptului că viața este dificilă, în ciuda faptului că lucrurile sunt complicate în existența noastră. Însă, dacă nu accept emoțiile dificile, o să-mi fie greu să văd și calitățile mele, punctele mele tari. Pentru că fiecare părinte, așa cum noi spunem în mod constant la antrenorul părinților, face tot ceea ce știe și tot ceea ce poate cel mai bine. Niciun părinte nu este perfect, niciun copil nu are nevoie de un părinte perfect. Și atunci când ne confruntăm cu situațiile dificile, nu vedem și latura bună, nu vedem și calitățile noastre, punctele tari, pentru a le putea vedea, pentru a putea să vedem curcubeul după ploaie, e important să acceptăm ploaia și norii, emoțiile dificile, greșelile, momentele în care nu ne-am descurcat exemplar și după aceea răsare soarele și apare curcubeul și putem vedea cât de complexă este de fapt relația părinte-copil. Rămân cu această imagine în această zi de duminică. Mulțumesc, Gașpar, te îmbrățișez. Mulțumesc, mulțumesc mult! Ne-am întors în emisiunea Antrenorul Părinților. Sunteți la Europa FM și Zoli tot, Zoli de la Sistem, așa cum îl am eu un telefon de vreo 20 de ani și cum îmi place să-i spun în continuare, e invitatul nostru. Este ataticul a două fete absolut minunate. Eu recunosc public că am o relație specială cu el. Am fost la nunta lui, am fost la botezul fetelor. Primele petreceri de zile de naștere eu le-am făcut, uh, Timei și uh, Tiei și Patriciei. Uh, uh, Zoli a fost uh, actor în primul videoclip. Am o căsuță mică al găștii zurli și se laudă că este videoclipul lui cu cele mai multe vizualizări. Zoli este dincolo de orice. Un om pe care eu îl apreciez foarte tare, un bărbat foarte asumat. Eu îl cunosc de 20 de ani și de fiecare dată s-a ținut de ceea ce a și-a propus să facă pentru el și pentru alții și astăzi Zoli s-a întors de pe culmile succesului la ceea ce și-a dorit să facă atunci când a terminat facultatea, îi învață pe copii să descopere muzica și cântă ceea ce îi place lui cel mai mult. Zoli, cum era la tine acasă în copilărie cu o mamă profesoară de pian și cu un tată profesor de clarinet? Era cam ca la casa de nebuni. Așa. Adică se cânta mai tot timpul. Se cânta foarte mult în casă. Indiferent dacă își repetă tata partitura pentru cor sau mama ceea ce trebuia să dirigeze la următorul concert, sau dacă veneau copii care făceau ore private de pian, sau dacă trebuia să studiez eu la pian, pentru că am făcut pian la început. Se, se asculta foarte, foarte, foarte multă muzică. Uh, asta, așa, sună foarte Voi stă, drăguț. Voi stăteați la bloc? Stăteam la bloc, bineînțeles. Wow, oh, oh. Dar respectam orele de liniște. Tata, okay. tata era cel mai serios. În afara orelor de liniște, vecinii voștri aveau un concert continuu. Mm, da. Când pian, când clarinet... Asta e puțin, continuu, în condițiile în care, numai în momentele în care nu erau la serviciu, atunci nu exista serviciu online. Adică oamenii mai și munceau pe atunci. Așa. Așa, bun. Și, da, era o atmosferă în care se, se cânta mai tot timpul. În proporție de 99,99%, ,99 muzică clasică. Nu ți-ai pus niciodată problema de ce ai tăi nu se duc la un serviciu, cum au toți părinții celorlalți copii? Nu, nu, nu m-am gândit niciodată. I-am invidiat că nu trebuia să se trezească la ora 6, că atunci aveam vecini care se trezeau la 6, că erau I în tura de dimineață la sau alții care plecau la serviciu la ora 9 pentru că intrau la 10 în tura 3. Sau Și îmi dădeam seama că, din punctul ăsta de vedere, au o flexibilitate foarte, foarte mare, plus că ai mei călătoreau destul de mult în străinătate, pentru că aveau turnee cu filarmonica și, din Timișoara. Filarmonica din Timișoara. Da. Și asta asta da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut, da. Uh, și după aia cumva a fost normal să mergem pe aceeași pe aceeași linie pentru că nici nu prea știam să facem altceva. Și fratele tău face muzică? Fratele meu, este cu șasea mai mic decât mine, este contrabasist, prim contrabasist la filarmonica din Macau în China. Asta după ce a fost șase ani în uh, Düsseldorf, Berlin, etc. Da, suntem uh, muzicieni, uh, eu sunt a treia generație de muzicieni în familia tot și fetele mele, dacă vor cânta în viitor, probabil vor fi a patra generație. Dar uh, cred că poți să, te, poți să înveți muzică și fără să ai neapărat niște părinți uh, muzicieni. Profesor. Da, mie trebuie să vă spun că de multe ori pentru mine a fost un dezavantaj că părinții mei erau muzicieni. Pentru că atunci când toți băieții mergeau la fotbal, eu trebuia să studiez. Nu aveam cum să-i păcălesc că am studiat sau că mă întorc și că voi face. Nu exista, că știau exact cât am studiat. Ce asemenea pentru părinții tăi prezența ta în festivalul George Enescu? Foarte multă emoție și mândrie. Foarte multă emoție și mândrie. Adică chiar și... Au, au foarte mare încredere în tot ceea ce fac și toate planurile mele și chiar dacă câteodată au mai ridicat uh, sprânceana, în, uh, în subconștient aveau, aveau încredere Hello. în ceea ce fac pentru că cel puțin până acum nu i-am dezamăgit și mi-a spus și mama că chiar dacă a acceptat proiectul sistem mai greu, datorită faptului că am învățat 20 de ani, am făcut uh, muzică și eu după aceea m-am apucat să bala Și în, în 2013, deci, tu, după în general, ce ai făcut 20 de ani de pian, nu de pian? Să... Nu, de, am, făcut, de am făcut 4 ani de pian și apoi am făcut percuție. Okay. Deci, am terminat Academia de Muzică la Cluj, specializarea la percuție. percuție, solist, instrumentist, profesor de instrument. Asta și, este specializarea și mea. Butoarele nu făceau parte din calculele mamei tale. Nu, nu erau niște instrumente. Nu erau rectorului de la Cluj. Pe nu făcut nu erau niște instrumente din filarmonică, din. din Mirela. Orchestra. Trei ani au râs toți de mine. Așa. De la profesor, părinți, frați, trecători pe stradă, tot. Deci, trei ani de zile, oamenii prima oară au râs când au văzut butoaie. Nu au fost uh, uh, empatici cu proiectul. De, erau niște bute de bere. Prima și prima oară erau niște butoaie de, de petrol, de, petrol groazi, da. de grele, care când le ridica e Și după aia am, am adus și butoaie de bere, că aveam nevoie de sonarități diferite. Dar da, la, deci la început oamenii nu au, nu au înghițit acest proiect, absolut deloc. Deci faceau mișto de mine de când intram în facultate până ieșeam non-stop. Doar că după vreo trei ani au început să se mândrească cu proiectul sistem. Și peste cinci ani unde sunt butoaiele și după ce a terminat cu sistemul am zis dar de ce nu mai cântați la butoaie, știi? E, poate că e cursul firesc al lucrurilor. Fetele tale s-au apropiat de muzică firesc și uh, natural sau ai încercat să le îndrept spre muzică? Uh, Eu o combinată aici, pentru că Chiar dacă unui copil îi place să facă ceva, niciodată un copil nu o să meargă zinic la să studieze o oră, jumate, două niște automatisme Sunt foarte puțini copii aceia da? care studiază da. perseverent da. și un... de la sine Chiar dacă unui copil îi place matematica, dar trebuie să-i dai 40 de probleme pe zi sau 20 de probleme pe zi ca să le exerseze nu știu cât de mult îi place să exerseze. Îi place matematica ca și materie, înțelegi? La fel și la copiii mai mici. Le, le place să audă cum cântă cineva la pian sau atunci când știu o melodie să o cântă, le place foarte mult să o reproducă, știi? Dar până să ajungă să cânte piesa aia, trebuie să stai lângă el, trebuie să-l împingi puțin. Orice ar fi, sau cel puțin așa a fost cu copiii mei și cu toți cu care am lucrat. Trebuie să-l canalizez pe copil. E adevărat, aici intervine și partea pedagogică în care îi arăți cum să repete niște automatisme fără să se pictisească. Uh -huh. de? Dar co ca să ajungi să cânți bine la un instrument, trebuie să repeți foarte, foarte mult și de foarte multe ori același lucru. De multe ori lucruri care nu sunt foarte plăcut. drăguțe. Da? E ca și, în, ca și în sport, ca să poți să alergi 100 de metri garduri foarte bine, trebuie să alergi kilometri de pistă în alte moduri care poate nu-ți nu -ți place să faci. Știi? Adică da. Am încercat, eu la mine metoda e alta decât au avut părinții în ceea ce mă privește. Eu nu le-am dat la școala de muzică, de exemplu fetele mele fac, fac muzică la o școală privată. Da? merg de două, de trei ori pe săptămână în funcție de, de program și învață acolo. Timea a ajuns în momentul acesta să aibă trei premii trei naționale și un premiu 3 internațional la pian în sistemul ăsta de învățare. Adică nu e obligatoriu, cel puțin până la un nivel, să mergi la școala de muzică sau la liceu de muzică Lipati sau Enescu sau Vidu sau cum se o chema. Dar dacă vrei la un moment dat să ai această meserie, meseria de muzician sau meseria de interpret, atunci da, cu siguranță trebuie să, să fii în, într-un sistem, să zic așa. Și să înveți într-un mod organizat programa da. pe da, care... Da, dar sunt niște cerințe tip pe care trebuie să le ai. Și partea teoretică o dezvolți mult mai bine și mult mai ușor. Da, la mine provocarea mare a fost cu, cu copiii de la Young Beats. Pentru că ei toți vin din, din familii unde nu au muzicieni în casă. Și o parte din ei vin din familii defavorizate. Ce este Young Beat? Spune la mai multe ascultătorii deci, noștri. Young Beat uh, face parte din Programul Național de Integrare Socială prin Muzică, Cantus Mundi. Acest proiect a fost uh, înființat de către membrii Corului Madrigal, acum 4 sau 5 ani. Membrii Corului Madrigal s-au dus benevol, voluntari, în școli și au uh, creat mai multe coruri, da, atât în București cât și în țară, și au demonstrat că, prin cânt și prin melodie, copiii sunt mult mai receptivi, uh, învață să aibă un dialog, se ascultă unii pe alții, cântă împreună, zâmbesc împreună, se distrează împreună. Și își manifestă bucuria. Și își manifestă bucuria. Și după câțiva ani de făcut uh, cor, uh, acum trei ani de zile, directoarea programului, Leila Popovici, a venit și mi-a zis dacă nu vreau să fac o tab făceau o tabără de vară și m-a întrebat dacă nu vreau să fac un curs de percuție acolo. Și eu care m-am învățat să nu mai zic din prima nu, am zis lasă-mă să mă gândesc o zi. Nu mai, nu mai predasem de mulți ani. Eu am predat la liceu de muzică din Cluj între 2001 și 2003 și adunsesem pentru liceul de muzică din Cluj patru premii întâi la olimpiadele naționale. Deci ceva talent aveam. Și am de zis, profesor, de profesor, de pedagog. Și am zis hai să încerc. Și am uh, făcut uh, timp de o lună cursul de percuție și m când s-au terminat cursurile la nici două, cred că la două zile, am avut din nou o discuție și a zis: "Vrem din septembrie să existe în cadrul programului național Cantus Mundi" O secție de percuție. Vrei să te uh, ocupi de asta? Și eu atunci nu m-am mai gândit, am zis da, ok, făți echipa și hai să dăm drumul. Și da, au existat preselecții. Inițial am crezut că eu mi-am dorit inițial să, să fac un ansamblu mic cu șase persoane, copii, și asta e. Uh, S-a dat anunțul marți la ora 4. Și joi la ora două, erau deja 76 de copii înscriși. Câte ai acum? Acum în cadrul programului sunt 45 de copii. Și da. mai pot să se înscrie și alții dacă doresc uh, să facă asta? Pe perioada pandemiei n-am mai făcut audiții și nici înscrieri pentru că muzica se face totuși one to one. Okay. Nu. Sau cel puțin atunci când începi. Este foarte important să ai profesorul lângă tine, când începi insuri. Când ești deja în al treilea, al patrulea an de studiu, poți să faci și online. Dacă vorbim lucruri de muzicalitate, de frazare, de emoție, se mai poate discuta și online. Dar atunci când vorbești, când ești foarte, foarte la început, e, e bine să-ți spună un profesor bățul în mână, să spună cum să stai cu spatele drept, cum să respiri corect, cum să... pentru că asta contează foarte, foarte mult. Și așa, așa am început în, în 2000, în 2018, cu copii. Și uite că în 2019 am deschis festivalul Cerbul de Aur. În 2020 am avut cu ei concerte alături de Corul Madrigal. Anul acesta am imprimat alături de Corul Madrigal două piese pe albumul lor de Paște. Ce avem acolo, de... în, în imagina, în spatele tău? Ce ai, ce ai acolo pe suportul de portativ, în spatele tău? Pe suportul uh, da. de pe portativ am, am pe... discul meu Ia să vedem al proiectului solo Dar asta mă să terminați. Așa, cu te Andy. rog. Și în perioada următoare, deci în final de mai, uh, imprimăm uh, primul disc Iambit, Acum. Ce mi se par da ceea ce mi se pare deja aș putea un mic performanță. Bravo! Ăsta e un da. cadou de 1 iunie pentru copiii tăi. Da, pentru copiii mei aș, și, aș face și, un, și un, concert cu ei. Sper, sper din toamnă să, să se, să, se, mai, nu știu, să putem să da vedem. mai mult. Pentru poate, că poate, ne, poate, ne, strângem rândurile și facem un eveniment cu Gașca Zurli și cu copiii tăi. Ar Arenele foarte... romane! A fi foarte mișto, de ce nu? La toamnă, de ce nu? De ce nu? Copiii sunt, copiii sunt foarte, foarte buni, dar uite că și ei muncesc extraordinar de mult. Eu mă întâlnesc cu ei de trei ori pe săptămână, câte două ore, iar în afară de ceea ce fac eu, eu studiază și separat fiecare. Da? Am înțeles. Hai să-mi spui puțin face. și despre proiectul tău personal, că din păcate mai avem doar 5 minute la dispoziție. Chiar. Căița, ce pot să spun este că e primul meu album solo, da? E un stai care așa. E un uh, album de muzică electronică. Da? E un album pe care l-am uh, făcut împreună cu cu Mickey de la Șuripa Paparude. El este producător muzical. Uh, sunt uh, pe ah, ce este deosebit este faptul că e în ediție limitată. Dacă vezi fiecare vinil are numărul lui și uh, semnătura subsemnatului. Uh, am încercat să, după mult timp, mi-era dor să simt în mână un album. Să nu vorbesc hmm. despre ceva ce este în online sau și numai în online. Deci, am scos acest album atât pe platformele de, de streaming digital, cât și pe YouTube, dar și în format fizic, CD și vinil. Unde și îl găsim la acest... în acest moment? În acest moment e la mine pe site. Și Poate fi comandat de la tine. Da. Aș vrea să foarte multă lume m-a întrebat la început, dar ești nebun tu scoți vinil în vremurile astea. Zic: "Da." Și ce să vezi Mirela, am avut dreptate. Ai avut succes. E, da, e un succes. E un succes. Da, și mă bucur foarte mult. Mai ții minte cum arăta? Să foarte, foarte Mai ții minte cum arăta învățătoarea ta? Da, știu și cum o chema. Așa. Buse Bosilca. Așa. Da. De la Și școala de la liceul de muzică Ion Vidu, care avea de la clasa 1, de fapt de la clasa 0, pentru că pe vremuri ca să intri la școala de muzică trebuia să faci o clasă 0. Ce înseamnă pentru tine o învățătoare bună? O învățătoare bună o să te da. surprind. Pentru mine, învățătoarea bună este cea care te învață de mic, să zici mulțumesc, bună ziua îmi cer scuze, am greșit. Învățătoarea bună este aia care te învață să-ți pună corect pixul în mână, care are un scris caligrafic la tablă și care te învață să stai cu spatele drept în bancă. Care te învață să îți asculți colegii și să ai un dialog cu toți colegii, și care nu în ultimul rând te învață desen, poezie, muzică și mișcare. Ah, ce frumoasă trecere mi-ai făcut, pentru că vreau să le amintesc celor care ne ascultă că suntem în plină campanie învățătoarea anului. Noi de 5 ani de zile căutăm învățătoarea anului și ne ducem la sfârșitul campaniei la acea învățătoare în clasă. Anul trecut am fost la Eșelnița, lângă Îndrobeta Turnul Severin, cu toate gașca Zurli, cu cadouri pentru ea, pentru copii și căutăm acea învățătoare care să poată să Primească acest titlu. Invit pe ascultători. Dacă au o învățătoare, așa cum spunea Zoli, o învățătoare care îi duce cu gândul la cea mai bună învățătoare pentru copilul lor, să intre pe învățătoarea anului.ro, să propună acolo o învățătoare și să-i dea șansa să participe la acest concurs. Zoli, îți mulțumesc din toată inima pentru că pe ți-ai făcut mulțumesc timp. Mulțumesc pentru invitație. Și vreau să te rog, pentru că suntem aproape de 1 iunie, eu fac tot ce ține de mine să ajungem în secțiile de oncopediatrie, vom ajunge și la Timișoara și în acest an, să ducem cadouri și surprize copiilor de acolo, pe Galanton și pe toate conturile Zurli și ale mele există <coughs> Datele campaniei, așa că te invit pe tine și pe toți cei care ne ascultă să fie ajutor zurli pentru noi. Să ai. Suntem, te poți baza pe noi. Să ai mult succes, Mulțumesc. să ne vedem, așa cum am zis, la toamnă, într-un spectacol la rânele romane cu copiii tăi și cu copiii A fi mei. Ar fi foarte fain. Păi, hai să vedem dacă, dacă ne vom. Putea organiza uh, din toate punctele de vedere. Pupă, fetele tale, și să ne vedem cu bine! Mulțumesc frumos și felicitări pentru tot ceea ce faci. Te pup! Zoli Tot, Zoli de la Sistem a fost invitatul meu de astăzi în antrenorul părinților aici la Europa FM. Mă bucur din toată inima că pot să aduc în atenția voastră oameni frumoși, oameni pozitivi, oameni care se bucură de ceea ce fac și care caută fericire în toate lucrurile minunate care li se întâmplă zi de zi. Eu sunt Mirela Retegan și vă invit alături de mine să fiți ajutor Zurli în toate campaniile pe care noi le facem și să nu uitați că în spatele unui copil lumină e un părinte soar. Antrenorul părinților